Astăzi vorbim despre un personaj foarte interesant, Coana Mița Biciclista. Când eram mic, auzeam o glumă. Coana Mița Biciclista a căzut și și-a rupt palac într-un copac, mie îmi vine să mă calule mănânci ovăz și așa mai departe. Se pare că această Mița Biciclista a fost un personaj real al perioadei interbelice, de o frumusețe răvășitoare, blondă cu ochii verzi albaștri și foarte multe persoane importante, mulți bărbați importanți ai vremii s-au îndrăgostit de ea, cum ar fi prințul Leopold al Belgiei, cel care ulterior a fost acuzat de genocid. Dintre români, regele Ferdinand I, înainte de a se căsători cu regina Maria, o frecventa pe Coana Mița, pictorul Nicolae Grigorescu sau poetul Octavian Goga. Dar să vedem cum și-a început periplul această Coana Mița Biciclista. Pe numele ei adevărat, Maria Mihăiescu, s-a născut în anul 1885 în localitatea Dițești, județul Prahova. Nu și-a cunoscut niciodată tatăl, iar mama ei lucra spălătoreasă la un instalator neamț. Au existat supoziții cum că neamțul ar fi fost tatăl, dar nu s-au confirmat niciodată. Poate să fie adevărată această supoziție, deoarece Maria era blondă cu ochi verzi albaștri, ca o nemțoaică. Copilăria ei a fost simplă, mama ei neavând posibilitatea să-i ofere mai mult decât strictul necesar. Acest lucru a devenit cu timpul o frustrare pentru Maria. Își dorea mai mult de la viață decât o posibilă carieră de spălătoreasă, iar de la vârsta de 15 ani i s-a ivit ocazia. În timp ce își spăla picioarele într-o baltă, în plină stradă, a fost observată de un domn într-o trăsură, care a fost fermecat de frumusețea ei. Motiv pentru care acesta hotărăște să o abordeze, trage trăsura în dreptul ei și o invită înăuntru. Maria primește invitația și o privește ca o oportunitate și acceptă să urce, domnul din trăsură devenind astfel primul ei client dintr-o serie numeroasă care va urma din acel moment. Aparent, lecția primită de la mama sa să nu vorbească cu străinii sau să urce în trăsuri necunoscute nu prea a funcționat în cazul Mariei. Frumusețea ei naturală și ochii verzi albaștri îl conving pe domnul pedofil să investească în viitorul Mariei. Hotărăște să o trimită pe aceasta la un pension din Paris pentru a studia literatura, limbile străine și pentru a deprinde bunele maniere. În acea vreme nu era suficient doar să fii frumoasă, educația fiind un atribut destul de important pentru meseria de damă de lux. Maria și-a luat rolul destul de în serios și în foarte scurt timp începe să se facă remarcată în societate. Câștigă un concurs de bătaie cu flori pe Champs-Élysées, un fel de concurs de frumusețe interbelic, cum era Miss Univers sau Miss Intergalactic, și are parte de primii ei amanți, începând cu câțiva demnitari politici, culminând cu regele Leopold al Belgiei. Leopold al Belgiei se face vinovat de uciderea aproape de 10 milioane de congolezi pe vremea când acesta era de o colonie belgiană. Într-un timp foarte scurt, Maria dovedește că are în ea ce trebuie pentru această meserie și că e pregătită să se întoarcă acasă și să cucerească Bucureștiul. Nu durează mult și devine cea mai căutată prostituată de lux din micul Paris, având clienți politicieni, artiști și oameni de cultură. Își alegea singură clienții, nu invers, și aceștia erau de obicei persoane cunoscute, cu influență și cu mulți bani. Printre amanții ei celebri de la început de carieră, enumerăm doar câțiva: Nicolae Grigorescu, Octavian Goga și prințul moștenitor al tronului, Ferdinand I al României. Da, era pe vremea când era doar prințul moștenitor la tron și înainte să se căsătorească cu viitoarea regina țării, viitorul rege Ferdinand mai făcea din când în când cât un drum de cortoazie pe la Maria Mihăiescu. Ca semn de mulțumire pentru serviciile oferite, Ferdinand a decis să-i dăruiască acesteia o casă frumoasă, un conac construit în 1900 în stil neobaroc, cu influențe Art Nouveau, mobilat și localizat în apropiere de piața Amzei. Clădirea există și azi, fiind recent renovată în 2018, iar arhitectul ei a fost Nicolae Mihăiescu. Cadoul primit de la Ferdinand nu era un caz izolat, fiind o practică des întâlnită în societate ca domnii să recompenseze damele de lux cu diferite atenții, mai mici sau mai mari. Maria reușește să stringă o adevărată avere cu aceste atenții, ajungând într-un punct în care deținea o trăsură complet echipată, o mașină cupea americană și o mulțime de servitori polonezi.
devenise atât de avută încât mânca doar la Atene Palace și mergea doar la cel mai scump coafor de pe Calea Victoriei. Organiza deseori expoziții permanente de pictură și sculptură în casa din Piața Amzei și deținea chiar un cal de curse pe nume Fulger McQueen, cu care a câștigat o cursă de cai de pe hipodromul din Brăila. Ziarele din Viena o numeau eronat și foarte departe de realitate prințesa Mihăiescu a României. După ce aceasta își cumpără o pălărie în valoare de 4800 de coroane din Viena. De fapt, ea avea obiceiul să se îmbrace doar cu haine scumpe de la Paris și deci o pălărie de 4800 era doar un chilipir pentru ea. Au apărut și oameni care o urau pe Maria, pe Coanamița. Unul dintre ei era ziaristul și scriitorul George Ranetti, care s-a îndrăgostit nebunește de Maria și care își dorea ceva mai mult. Evident, Maria nu era de aceeași părere și îl refuză pe Ranetti, care într-un acces de furie și invidie scrie un articol în ziar în care o poreclește pe dama de lux Tanti Mița Biciclista sau Coana Mița Biciclista. De aici apare porecla cerebră care vrea să o consacre în istorie pe Maria. De ce biciclista? Motivul era destul de simplu. Așa cum menționa și marele istoric Neagu Giuvara, în cartea sa Un secol cu Neagu Giuvara, Mița era văzută destul de des pe străzile din București, mergând pe bicicletă, îmbrăcată în pantalon mov de catifea, strânși bine pe picior, ca o metodă de a-și menține silueta suplă. Avea grijă de sursa ei de venit. Mersul pe bicicletă fusese un obicei pe care îl luase din timpul șederii ei în Paris și era o priveliște exotică pentru bucureșteanul de rând, care nu era obișnuit nici măcar să vadă biciclete. Abia apărute la noi în țară, dar minte să vadă și o femeie în pantaloni mergând pe ea. Pe lângă avere și faimă, Mița devine și foarte influentă în societate pentru femei și bărbați deopotrivă. Este un fel de influencer de azi. Dădea tonul modei în București, de fiecare dată când era văzută purtând o anumită ținută, automat acea ținută devenea noua modă în capitală. Personajele politice ale vremii, care erau clienții ai Miței, se sfătuiau deseori cu dama de lux în luarea deciziilor importante pentru națiune. Iar în timpul primului război mondial fusese invitată în cartierul general al armatei, îmbrăcată în uniformă de roșior pentru a ridica moralul soldaților. Îi plăcea foarte mult să joace la cazinoul din Constanța. Nu simțea niciodată nevoia să fie ocrotită și considera că femeile puteau foarte ușor să se descurce și singure. A fost prima femeie care a mers pe bicicletă în București, prima femeie care a condus un automobil, celebrul ei cupe american și prima femeie care poartă un costum de baie în două piese mulat pe plajă. Odată cu trecerea timpului, frumusețea și averea încep să-i dispară și pe la mijlocul anilor 40 schimbă strategia și se mărită cu generalul Alexandru Dimitrescu, noua ei sursă de venit. În aceeași perioadă și în stilul ei caracteristic, primește o cerere de căsătorie de la regele Manuel al Portugalei, pe care îl refuză pentru că era îndrăgostită de medicul Nicolae Minovici. Din păcate, Minovici nu a avut niciodată intenția să aibă mai mult decât o aventură cu Mița, așa că rămâne căsătorită cu Dimitrescu. Odată cu venirea comuniștilor la putere, lucrurile încep să se complice și mai mult pentru Mița și apar probleme financiare. Este nevoită să găsească soluții și închiriază câteva camere din casa primită de la Ferdinand. Se mută în mansarda casei, iar pe soțul ei, generalul, îl îmbracă în haine vechi și îl trimite la cerșit pentru a face rost de bani. Într-un final, tanti Mița sau Coana Mița Biciclista sau Maria Mihăiescu moare în anul 1968 la vârsta de 83 de ani în mansarda casei din Piața Amzei, casă primită cadou de la regele Ferdinand. Casa revine urmașilor ei, iar aceștia o vând unor spanioli pe o sumă mică. Imobilul este restaurat în 1985 și încă o dată în 2018 și acum face parte din circuitul turistic al Bucureștiului. Despre Mița se pot spune multe lucruri, că a fost o prostituată interesată doar de avere și faimă sau că a fost un etalon al feminismului incipient, model pentru tinerile domnițe care își doreau mai multă libertate. Cert este că va rămâne în istorie pentru unii într-un fel și pentru alții în alt fel, dar asta nu înseamnă că nu a fost un personaj istoric al Bucureștiului interbelic care și-a pus amprenta pe societate, așa cum a știut ea mai bine.
Ne auzim într-un episod următor. Sănătate și numai bine, sărbători pascale fericite și Hristos a înviat!